cum s-a spus, în această dimineață vom continua și probabil vom termina studiul nostru în Cartea Hagai, care este o carte ce vorbește cu precădere despre slava lui Dumnezeu arătată în casa lui, în construirea casei lui, în construirea templului. Ne vom uita astăzi la versetul 10, la versetul 23. Și acest pasaj prezintă o evaluare retrospectivă pe care Dumnezeu însuși o face asupra poporului și în special asupra evenimentelor care privesc construirea templului. Un rezumat, ca să aveți poate și puțin istoric asupra cărții Hagai, ea se derulează pe o perioadă de câteva luni de zile, așadar nu e foarte greu de înțeles. În primul rând, Dumnezeu îl trimite pe Hagai cu un mesaj de mustrare, pentru că poporul a încetat să zidească casa Domnului, și nu și-a revenit din starea asta foarte mulți ani de zile. Da? Și spune, în anul al doilea al împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea. Da? În ziua întâi a lunii a șasea. Ăsta este primul mesaj. După 23 de zile de la mesajul ăsta, în ziua 24-a aceleiași luni, Dumnezeu trezește Duhul poporului, Duhul dregătorului, Duhul preotului. Și în ziua 24-a lunii, a șasea, poporul experimentează această trezire spirituală masivă. Dumnezeu trimite în versetul, în capitolul 2, versetul 1, spune în a doua, 21-a zi a lunii, a șaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai și am văzut Dumnezeu trimite acest mesaj pentru că poporul tindea sau chiar s-a oprit din construirea casei Domnului după nici măcar o lună de zile de la acea trezire, pentru că poporul era descurajat. Era descurajat de vorbele care circulau, în special printre bătrânii poporului care văzuseră slava celui dintâi templu. Domnul trimite un mesaj de încurajare ca poporul să continue să lucreze. Astăzi ne vom uita la pasajul acesta. Dumnezeu vorbește în a 24-a zi a lunii a 9-a. Adică exact 3 luni de zile de la trezirea spirituală. Exact 3 luni de zile, da? Exact 3 luni de zile. Și în acest mesaj Dumnezeu, prin prorocul Hagai, face o evaluare retrospectivă la tot ce s-a întâmplat până în punctul acesta și în același timp Dumnezeu le face niște promisiuni extraordinare cu privire la viitor. Este o privire în trecut și este o privire în viitor. Deși poporul se pocăise și construia templu, Dumnezeu nu zice, hai să uităm ce-a fost între noi, supărarea care a fost, că ați fost nepocăiți, neascultători, că ați suferit din cauza asta și v-am dat niște pedepse teribile, hai să trecem peste evenimentul ăla cu păcatul, că știți că scrie în Biblie că Dumnezeu nu-și mai aduce păcatul, mergem înainte, numai să nu se mai repete treaba asta. Nu? Dumnezeu cheamă poporul prin Hagai să facă o evaluare a ceea ce s-a întâmplat, tocmai pentru ca poporul să înțeleagă niște lucruri foarte importante, cum ar fi să facă diferența între faptul că înainte când trăiau în păcat nu erau binecuvântați și acum când trăiau în ascultare și se pocăiseră, erau binecuvântați de Dumnezeu. Da? Dumnezeu vrea să evalueze poporul roadele păcatelor lor, într-un fel să-și facă un vaccin preventiv pentru vremurile viitoare, să nu se mai repete lucrurile. Pentru că din istoria poporului Israel și chiar din istoria noastră personală, noi vedem că avem perioade în care înțelegem voia Domnului, ne pocăim și așa mai departe, lucrurile merg bine și după aceea, spunem noi, uităm. Și parcă suntem într-un cer din ăsta vicios. Avem o perioadă bună, iar o perioadă rea. Perioadă bună, iar o perioadă rea. Perioadă bună, iar o perioadă rea. Dacă tu uiți la poporul Israel, asta e viața poporului Israel. Asta e istoria. Și Dumnezeu îi cheamă acum să facă evaluarea asta retrospectivă ca să încredințeze de ceea ce s-a întâmplat, ca aceste lucruri să nu se mai repete. Sau cel puțin să nu se repete cu frecvența cu care s-au repetat până acum. Da? Deci poporul se pocăise și construia templu. Și foarte important acum, în pasajul acesta ni se pomenește de templu, ni se pomenesc preoții de la templu și ni se pomenesc și jertfele.
Adică deja avem la punctul acesta stabilit cadrul acela în care Dumnezeu, așa l-am numit eu, Dumnezeu le-a dat binecuvântările sale evanghelice. În ce sens? Preoții veneau la templu, aduceau jertfe, poporului se dădea siguranța iertării păcatelor, da? Siguranța acoperirii păcatelor. În ultimă instanță, Dumnezeu le făcea un bine lor când i-a pus să-și construiască templu. Da? Dumnezeu pecetuia în sufletele lor siguranța că sunt iertați de Dumnezeu, că sunt acceptați de Dumnezeu, că au acces către Dumnezeu prin acest sistem sacrificial care, știm noi foarte bine, arăta spre persoana Domnului Iisus Hristos. Citim din nou câteva versete la versetul 10. Este o situație foarte interesantă când Dumnezeu face evaluarea asta a închinărilor, a vieților. Dumnezeu le prezintă un principiu al evaluării, să știe cum îi va judeca, cum îi evalua, printr-o ilustrație, pentru un caz ilustrativ. Spune așa, a venit Hagai și Hagai pune o întrebare preoților. Dacă poartă cineva în poala hainei sale, imaginați-vă, da? Unul poartă în poala hainei sale, carne sfințită. Ce e carnea sfințită? Carnea sfințită este carnea dedicată, pusă deoparte pentru ritualurile de la templu. Da, asta e carnea sfințită. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina, deci nu cu carnea din poala hainei, cu haina lui, care ținea carnea, atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Care e întrebarea, de fapt? Ce întreabă Dumnezeu? Ca să pricepem. Dumnezeu întreabă dacă sfințenia, dacă caracterul acela de sfințenie, de consacrare a lucrurilor respective, se extinde spre alte lucruri. Dacă sfințenie e transmisibilă prin lucruri. Da? Pentru noi trebuie să fie foarte ușor de înțeles, mai ales datorită faptului că trăim într-un mediu ortodox, când omul vine cu o cruce sfințită, cu o icoană sfințită, cu o batistă sfințită, cu un delen sfințit, cu lumânări sfințite și așa mai departe. Da? Și dacă o veni cu lumânarea sfințită în casă și o pus-o acolo, aia generează un fel de binecuvântare și de sfințenie în toată casa. Nu omul sfințește locul. E și vorba asta, dar nu. În practică nu asta se crede. Lumânarea sfințește locul. Icoana sfințește locul, da? Lucrul ăla sfânt. Dacă te duci în păgânism, amuleta aia, idolașul ăla, ăla generează un fel de sfințenie, un fel de binecuvântare în toată casa. Cam asta întreabă Dumnezeu pe evrei. Dom'le, dacă ai un lucru sfințit și cu lucrul ăla atingi alte lucruri, să transmite sfințenia. Da? Ăsta e primul caz. Sunt două cazuri care sunt date aici. Preoții au răspuns? Nu! Foarte corect, nu? Foarte corect, nu! Nu se transmite sfințenia prin lucruri, sub nicio formă. Agai a zis. Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort. Vreau să observați care e diferența dintre primul caz și al doilea caz. Prima dată vorbește despre un lucru sfințit care se atinge de alte lucruri și spune nu se transmite sfințenia de la lucru la lucru. Acum vorbește de un om, nu de un lucru, de un om. Da? În al doilea caz nu se mai vorbește de lucru, ci de un om. Zice, dacă un om e spurcat, nu un lucru dacă e spurcat, ci dacă un om e spurcat prin atingerea de un trup mort, pentru că știm, în poporul Israel, dacă te atingeai de un trup mort, erai spurcat până seara, trebuia să te speli și așa mai departe. Dacă se atinge omul ăsta spurcat de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Răspunsul este, pune, hai, preoții au răspuns, vor fi spurcate. Și Dumnezeu folosește acum aceste două cazuri pentru a aplica la viața lor. Vom vedea imediat cum. Însă, înainte de toate, observați că însuși Dumnezeu judecă situația poporului Israel după legea lui. Tot ce întreabă Dumnezeu aici pe preoți, prin Hagai, este după legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întreabă așa, hai să vă pune o situație, să văd cum vă merge mintea. Să văd ce știți voi despre... Nu! Dumnezeu îi întreabă după lege. Dumnezeu se leagă pe sine prin legea pe care El o dată. Și Dumnezeu s-a așteptat ca preoții să știe legea, să înțeleagă legea, să aplice legea, să explice legea, să predice legea poporului. Și Dumnezeu vine în fața poporului legându-se pe sine însuși de legea pe care El o dată. Că Dumnezeu nu se neagă pe sine. Dumnezeu nu-și neagă propriile sale principii. Da? Propriile sale principii. Bun. Ne uităm la primul caz pe care îl... Suntem încă la principiul pe care Dumnezeu îl prezintă prin aceste două cazuri. Ne uităm la primul caz. Cazul consacrării sau cazul lucrurilor aceluia sfânt. Da? Dacă un lucru sfânt
duce sfințenia mai departe. Acum, când vorbește despre lucruri sfinte, Dumnezeu aici, Hagai, cu preoții, cu siguranță nu se referă la un lucru care este sfânt în sine însuși, da? Care are o moralitate. Noi când citim sfânt, noi ne gândim că e un om care trăiește cum trebuie, că e născut din nou, că are Duhul Sfânt, că se poartă, trăiește în neprihănire sau în sfințenie. Lucrurile sfinte nu au o moralitate. Da? Nu au o moralitate, nici nu au spiritualitate. Ele nu pot fi sfinte din punct de vedere moral sau spiritual. Nu au cum. Da? Ele nu au inimă, nu au caracter, nu au relație cu Dumnezeu, nu au cum să fie sfinte din punctul ăsta de vedere, ci sunt sfinte din punct de vedere al punerii lor deoparte sau scoaterea lor din uz obișnuit și punerea lor deoparte pentru slujba și lucrarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenia acestor lucruri, da? Și Domnul spune aici, un lucru care a fost sfințit, atins de alt lucru, nu consacră automat pe ăla. Corect? De ce nu? Hai să ne gândim puțin, de ce nu? De ce un lucru sfânt n-ar sfinți alte lucruri? Și să nu umblăm și noi cu lucruri sfinte, le sfințim pe altele. De ce? Păi gândiți-vă la următorul lucru. Ce s-ar întâmpla? Dacă ăsta ar fi sfânt și eu l-aș lua în mână, automat eu aș fi sfințit, automat gresia asta pe care stau aș fi sfințită, ăsta ar fi sfințit, scaunele ar fi sfințite, Sorin, toți, s-ar răspândi sfințenia peste tot. Dacă s-ar transmite lucru sfințit către toate celelalte lucruri, da? Asta s-ar întâmpla în ultimă instanță. Ceea ce e imposibil. Dumnezeu spune lucrul ăsta nu este posibil, da? Nu este posibil. Deci consacrarea, sfințenia nu se transmite mai departe. Însă lucrurile cu contaminarea este exact invers. Deci consacrarea rămâne pentru lucru consacrat, însă contaminarea e exact opus, da? Pentru că el spune dacă un lucru, dacă un om spurcat atinge lucrurile acelea, toate lucrurile acelea se spurcă. De ce? Păi, un om care s-a atingea de un trup mort, acum trebuie să vă imaginați puțin și situația în care era poporul Israel, da? Căldurile care sunt în zona aia de lume. Dacă eu mă ating de un trup mort, acolo nu este doar o problemă ceremonială. Acolo este și o problemă sanitară. Dumnezeu a dat niște porunci, niște legi ceremoniale care se suprapuneau pe niște principii sanitare. Că un evreu putea să întrebe, dar de ce Dumnezeu spune să fiu spurcar că m-am atins de un trup mort? Întrebi așa pentru că ești prost și nu știi, de asta întrebi. Tu ascultă de legea lui Dumnezeu. Legile pe care Dumnezeu le-a dat a protejat poporul Israel de o grămadă de boli. Trebuia pur și simplu să asculți. Dacă te atingeai de un trup mort și atingeai vase sau alte lucruri, pângăreai vasele alea nu doar ceremonial, ci și sanitar și medical. Da? Ajungeau la ciume și la tot felul de boli. Și Dumnezeu poruncea, arde haina, distruge vasul. Dacă să-i protejeze pe ei, mai bine distrugeai un vas decât să intre o boală în popor și să moare cu miile dintre ei. Da? Legile lui Dumnezeu aveau sens, chiar dacă ei până la un punct nu înțelegeau. Și principiul ăsta al contaminării, vorbind doar din punct de vedere ceremonial și sanitar, avea foarte multă logică. Foarte multă logică. Eu dacă mă atingeam de un trup mort, mă pângăream nu doar ceremonial, ci și sanitar, medical. Și automat dădeam virusul aceea și poluam toate lucrurile de care mă atingeam, da? Și celelalte, dacă se atingeau alți oameni de ele, tot așa. Și Dumnezeu de asta cerea spălare, curățare, ardere, distrugere. Simplu. Din păcate, contaminarea, din punctul ăsta de vedere, are o putere mult mai mare decât sfințirea, da? În sensul în care am explicat, da? Acum Dumnezeu, după ce prezintă principiul, aplică principiul ăsta la poporul Israel. Atunci Hagai, după ce poporul răspunde, preoții răspund, mă scuzați, atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Dumnezeu nu aplică primul caz la ei, cel al consacrării, ci aplică al doilea caz, al contaminării. El spune, poporul e contaminat, e spurcat și toate lucrurile de care se ating ei sunt spurcate, dar de data asta Dumnezeu nu aplică sanitar sau ceremonial, ci aplică spiritual. Da? Nu erau contaminate jertfele, da? Fiindcă ei s-au atins de niște morți, ci pentru că ei trăiau în păcat, tot ceea ce făceau înaintea lui Dumnezeu și felul în care slujeau pe Dumnezeu era pângărit. Adică dacă veneai cu animalul și animalul era fără cusur, cum cerea Dumnezeu, Dumnezeu îi spune pângărit. Păi cum, Doamne, cât s-am adus exact cum ai cerut? Pângărit! Dar de ce e pângărit?
Pentru că ești neascultător în restul timpului. Pentru că v-am cerut să zidiți templul și voi nu-l zidiți. Pentru că am dat cu bâta pe voi și voi tot nu v-ați pocăit, spune Dumnezeu mai jos. Tot nu v-ați întors la mine. Dar voi veniți cu jertfele. În timp ce templul stă dărâmat. Preoții își făceau treaba, dar templul nu era zidit. Principiu foarte simplu de înțeles din tot ce spune aici, din principiul pe care l-a prezentat Hagai și din aplicarea acestui principiu, principiul este următor pe care îl extragem. Slujirea parțială venită dintr-o inimă împărțită care nu-i dată cu totul lui Dumnezeu sau dintr-o inimă nesfințită, această slujire este spurcată sau pângărită. Și lucrurile se aplică la fel la noi. Simplu, luăm un caz foarte simplu ca să vedeți că e logic. Dacă eu toată săptămâna trăiesc în păcat, în neascultare, nu citesc cuvântul, nu mă rog, nu fac treaba, nu mă porc cum trebuie cu soția, nu mă porc cum trebuie cu copiii, nu mă porc cum trebuie cu frații, trăiesc de capul meu și vin duminica la adunare. Și când? Ce e aia? Aia nu e închinare, aia e spurcare. Dumnezeu, aia e spurcare. Și mă rog, ce e aia? Spurcare. Și predic, ce e aia? Înaintea lui Dumnezeu. Acum, înaintea oamenilor s-ar putea să fie într-un fel sau altul. Asta contează foarte puțin evaluarea pe care mi-o face omul. E spurcare. Asta spune Dumnezeu. Tot ce faceți voi pentru că nu ascultați de mine, pentru că nu trăiți în sfințenie, toată slujirea voastră este spurcată. Și aș vrea să vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură unde Dumnezeu pretutinde lasă principiul acesta. Dumnezeu nu refuză slujirea noastră, per se. Nu refuză așa pur și simplu. Slujirea mea însă. Nu vreau slujirea voastră. Da, ea trebuie să se potrivească unor principii al lui Dumnezeu. Dar ceea ce poate pângări profund, total, absolut înaintea lui Dumnezeu slujirea noastră, este trăirea noastră. Starea inimilor noastre. Felul în care viețuim înaintea lui Dumnezeu. Acum, dacă vă readuceți puțin aminte de păcatul poporului Israel, poporul Israel nu făcea un păcat înaintea lui Dumnezeu prin comitere, da? Nu s-au apucat ăștia de jaf, de curvii, de idolatrie, nu! Poporul se făcea vinovat de un păcat prin omitere! Noi numai suntem indiferenți la treaba asta, numai suntem neglijenți. A, noi ascultăm de Dumnezeu numai dacă se potrivește lucrul acesta cu agenda noastră personală. Doamne, dacă nu interferează ce ne cere Dumnezeu cu agenda noastră personală, atunci îl slujim pe Dumnezeu. Numai problema este că noi trebuie să ne construim casele noastre și în timpul ăsta când ne construim noi casele noastre, Dumnezeu vrea să construim casa Domnului. Ne pare rău, agenda noastră este asta, să poate Dumnezeu încadra la agenda noastră sau nu? Asta e problema. Și din păcate, în multe ocazii, și noi ne purtăm la fel cu Dumnezeu. Dacă nu interferează agenda lui Dumnezeu cu agenda noastră, ascultăm. Dacă interferează agenda lui Dumnezeu cu agenda noastră, dăm agenda cui pe geam? Din păcate o dăm pe al lui Dumnezeu. Nu am timp de rugăciune, nu am timp de cuvânt, nu am timp de familie, nu am timp de ce. Că am eu agenda mea. Dumnezeu ne-a spus agenda lui în Sfânta Scriptură. E foarte clară. Și ne este repetată de atâtea ori în cuvântul lui Dumnezeu și în predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Însă, de multe ori facem exact ca poporul Israel. Poporul Israel e interesant. Poporul Israel a ascultat. Dumnezeu i-a cerut să aducă jertfe, el aducea jertfe. Numai nu construia templu. Pentru că era mai ușor să aducă jertfe decât să construiască templu. Ascultare parțială. Aveau și ei niște versete preferate. Nu era ușor să aducă jertfe. În Maleahie îi judecă pentru că aduceau jertfe care erau cu cusur. Nu erau fără cusur, cum cerea Dumnezeu. Aici ăștia judeau animale care trebuie, jertfele care trebuie. Ascultau de Dumnezeu, nu puteți. Dar eu nu ascult de Dumnezeu. A, nu ascult în toate lucrurile, dar ascult de Dumnezeu. Problema era că era un lucru vizibil, mare înaintea lor. Templul era dărâmat, Dumnezeu i-a adus din exil exact pentru lucrul ăsta. Să reconstruiască templul. Și să-și construiască viața lor în jurul templului. În jurul a ceea ce reprezenta prezența lui Dumnezeu. Viața mea este definită de prezența lui Dumnezeu. De existența lui Dumnezeu. De chemarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu am eu agenda mea și cireașa de pe tortă și Dumnezeu. Nu am eu viața mea obișnuită. Spune, uite Dumnezeu cât te-o binecuvântat. Asta e evanghelizarea de multe ori. Uite cât te-o binecuvântat Dumnezeu, cât ne-o dat Dumnezeu la toți. Ne dă ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Numai atâta lucru îți trebuie ca să îi faci favorul ăsta lui Dumnezeu, să lași să-ți ierte păcatele. Să lași să-ți dea Dumnezeu biletul să te duci în cer. Ți-o dat orice Dumnezeu. Ce mai vrei? Și cumva Dumnezeu e disperat, strigă ca un copil disperat după noi, dă-mi jucăria aia de pe raft. Nu este Dumnezeu așa.
Aia este o viață făcută după capul meu, după voia mea, după poftele mele și la urmă nu mai dau și pe Dumnezeu. La urmă îți dau și tichetul spre cer. Îți dau biletul spre cer. Totul e rezolvat, domnule. Totul e rezolvat. Îl mai slujim pe Dumnezeu din când în când. Ne mai rugăm. Ne mai ducem la biserică. Ne și botezăm dacă vrea Dumnezeu. Ne și facem membri într-o biserică. Ce mare lucru să faci treaba asta? Dar în ultimă instanță avem agenda noastră și facem ce ne cere Dumnezeu numai atâta timp cât considerăm noi că se potrivește lucrul ăla cu agenda noastră. Asta făcea poporul Israel. În timp ce un om credincios este omul care îl pune pe Dumnezeu în centru, nu pe primul loc din viața lui, îl pune pe Dumnezeu în centru și toată viața lui începe să graviteze în jurul lui Dumnezeu. Muncesc cum vrea Dumnezeu, întrețin familia cum vrea Dumnezeu, fac toate lucrurile cum vrea Dumnezeu, relaționez totul la Dumnezeu, nu-l pun pe Dumnezeu și pe el, l-am pus pe Dumnezeu pe un loc destul de important din viața mea. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Și pentru că viața lor nu gravita în jurul lui Dumnezeu, viața lor nu gravita în jurul lui Dumnezeu, Dumnezeu consideră toată slujirea lor spurcată. Și lecția este deosebit de importantă pentru noi. Întrebarea nu este dacă l-am pus pe Dumnezeu pe primul loc din viața noastră. Întrebarea nu este dacă ascultăm de Dumnezeu. Așa, când și când. Ci întrebarea este dacă viața noastră gravitează în jurul Dumnezeu, dacă este construită în jurul realității lui Dumnezeu. Să știți, întrebarea nu este nici dacă ascultăm 100% de Dumnezeu. Că nu ascultăm 100%. Dar nu asta e întrebarea cea mai importantă. Toți falimentăm. Toți ieșuăm. Eu nu perfecționism acum. Toți falimentăm, toți ieșuăm, toți greșim, toți păcătuim. Nu există nicio discuție pe chestiunea asta. Întrebarea este... dacă principiul vieții mele, perspectiva vieții mele, pasiunea vieții mele, preocuparea vieții mele este ca Dumnezeu să definească toată viața mea. Da, voi falimenta în multe ocazii, dar nu asta este întrebarea. Nu asta este întrebarea. Dumnezeu nu judecă pe niciunul de acolo dacă o pus bine la templu, dacă toate lucrurile erau perfecte. Eu sunt sigur că nu erau toate lucrurile perfecte. Nu de asta îi judecă Dumnezeu. Dumnezeu îi judecă și evaluează pentru faptul că s-au întors din exil, prin puterea lui Dumnezeu, prin binecuvântarea lui Dumnezeu și s-au întors să-și facă o viață lor după capul lor. Și Dumnezeu avea un rol. N-avea Dumnezeu un rol în poporul Israel? Avea un rol Dumnezeu? Sigur că avea un rol Dumnezeu în poporul Israel. Dar nu avea rolul principal. Nu era actorul principal. Nu era acela care seta agenda înaintea lor. Ci ei erau aceia care făceau lucrul acesta, da? Vă citesc câteva texte din Sfânta Scriptură care arată lucrul acesta. Că nu există o viață definită după Dumnezeu în toate aspectele, tot ce facem noi, toată slujirea noastră este contaminată. Amos 5:21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. E ca și cum Dumnezeu spune, eu urăsc duminicile voastre, urăsc și predicile voastre și rugăciunile voastre și închinarea voastră. Gândiți-vă ce chef ați mai avea să mai slujiți pe Dumnezeu. Da? Când îmi aduceți ardere de tot și darul de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici mă uit la ei. Gândiți-vă ce dureros trebuie să fi sunat pentru ei, că ăștia aduceau o leacă de jertfe. Acolo erau o leacă de popor, erau și păcate suficiente și animale. Osea 6:6. Căci bunătate voiesc, ia auziți, caracter, sfințire, trăire curată înainte lui Dumnezeu, nu jertfe. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Isaia 1:10, unul cele mai dure texte din Sfânta Scriptură. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Vreți să vă traduc cum sună asta? E ca și tu te duci la Congresul Baptist sau Pentecostal sau Adventist, unde reprezentanții adunării și spune, o, au venit aici căpetenile Sodomei. Eu știu, ce-i, capii Sodomei au venit. Nu sodomiți ăștia de rând, capii Sodomei. Vorbește oamenilor care conduceau poporul Israel, poporul Domnului. Nu vorbește filistenilor, nu vorbește egiptenilor, nu vorbește unor oameni idolatri. Da? Ia uzi ce zice. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Ce îmi trebuie mie programele voastre? Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Nu-mi plac cântările voastre, nu-mi plac predicele voastre, nu-mi plac programele voastre, nu-mi plac rugăciunile voastre. Nici corurile voastre, nici fanfarele voastre, nici orchestrele voastre. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că mi-e scârbă de ele. Stai liniștit și dacă e scârbă lui Dumnezeu, noi le aducem în continuare, nicio problemă. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Și auziți care e problema? Nu pot să văd nelegiuirea
unită cu sărbătoarea. Problema era sărbătoarea? Nu! Problema era că veneau nelegiuiți la sărbătoare. Trăiau în neascultare, trăiau în păcat, dar veneau și făceau ritualurile. Țineau sărbătorile. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns, auziți ce cuvinte folosește Dumnezeu, mi-au ajuns o povară. Dumnezeu împovărat. Și nu era Dumnezeu împovărat, auziți? Nu era Dumnezeu, nu zice că era, îs împovărat de păcatele voastre. Nu de păcatele lor zice că e împovărat. Ia auziți de ce e împovărat. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară. Ce? Praznicile lor, sărbătorile le-au ajuns o povară, nu păcatele. Că dacă trăiau în păcat, așa trăiau și neamurile. Dar pe lângă că trăiau în păcat, poleiau tot păcatul lor și toată trăirea lor păcătoasă cu sărbătorile lor. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult căci mâinile vă sunt pline de sânge. Nu este trăire în sfințire, nu există caracter, slujirea este egal cu zero. Cu alte cuvinte, slujirea fără sfințire, înaintea lui Dumnezeu este o spurcăciune. Asta e ecuația. Trei cuvinte cu S. Slujire fără sfințire egal spurcăciune. Asta e înaintea lui Dumnezeu. Slujire multă, multă slujire. Ăștia slujeau pe Dumnezeu. Isaia 63 cu 3. Cine junghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cât de grave consideră Dumnezeu lucrurile. Cine jertfește un miel este ca cel ce a rupe gâtul unui câine. Și că am jertfit un miel Domnului. Zice, ai rupt gâtul unui câine, n-ai făcut nimic mai mult. Cum? Eu am adus jertfa aia, mi-am dat toate silințele, eu am dat bani pe mielul ăla. Ai rupt gâtul unui câine, n-ai făcut nimic mai mult. Aia nu e jertfă înaintea mea. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Acum gândiți-vă la evrei, ce înseamnă să-i spună Dumnezeu? Zice, Dumnezeu, am adus un dar de mâncare, să ducea ăsta țanțul și acasă vesel, am adus Domnului un dar de mâncare. Zice, ai jertfit un porc. Cum? Cum să fii jertfit eu un porc? Da, asta e făcut înaintea lui Dumnezeu. Atât de spurcaj de necurat. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Asta era problema. M-am dus cu inima mea plină de idoli înaintea lui Dumnezeu și am făcut o slujbă, o slujire, o închinare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, e spurcată. E spurcată. Pentru că inima a spurcat toate lucrurile, se transmitea. Ieremia 6:19. Ascultă și tu, pământule. Iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui. Căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au socotit legea mea. Ăsta e păcatul. Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Seba? De trestea mirositoare dintr-o țară depărtată. Arderile voastre de tot nu-mi plac și jertfele voastre nu-mi sunt plăcute. Mica 6:7. Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altă cere Domnule de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. 1 Samuel 15:22. Samuel a zis lui Saul, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Psalmul 50 este unul dintre pasajele fabuloase pe subiectul acesta. Zice Dumnezeu, nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Voi veniți în fiecare duminică, voi veniți, vă rugați, cântați, predicați. Nu pentru asta vă mustru că nu le-ați face, le faceți. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țap din staurile tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. V-aș traduce cumva lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu ar avea nevoie de cântări frumoase și ar pune niște arhangheli, n-ar avea niciun fel de probleme cu treaba asta, credeți-mă. Deci nu ne-ar pune pe noi pentru treaba asta. Dacă chiar ar simți Dumnezeu o nevoie puternică, așa profundă, nu mai pot, mă simt așa de trist să-mi cânte cineva o cântare de bucurie. Deci nu ne-ar pune pe noi dacă ar avea o cântare bună, dar și nici pe ăștia de la BBSO sau de la Harvest, fii sigur de treaba asta. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție. N-ar vedea Dumnezeu să-mi ceară mie sfatul și ajutorul. Sub nicio formă. Căci a mea este lumea și tot ce cuprinde pe ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele? Ce tot predici tu acolo? Ce ai în gură legământul meu? Când tu în inimă urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta.
Când nu asculți cuvântul Domnului, ca și cum ai luat Biblia și arunca-o. Vum! Aruncat-o. Păi nu, n-aș face un asemenea gest. Asta fi o... Nu, dacă ai face la un musulman treaba asta, el lua și arunca Coranul pe geam, s-ar simți foarte ofensat. Noi facem asta cu Bibliile noastre, nu facem cu Coranul lor. Când nu ascult cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce spune Dumnezeu? Ia auziți. Ce tot urăși, mustrări și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Da? Știți cum e tradus asta astăzi, nu? Cum e tradus? Nu a spus fratele Mihai cum e tradus. Unirea cu hoții. Cum e? Evaziune fiscală. Scurt pe doi. Nu mai avem niciun fel de nevoie de explicație. Și te însoțești cu prea curvare. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșugul. Pentru atâta lucruri să nu primească Dumnezeu jertfele lor, că limba lor urzea vicleșuguri. Erau șmecheri cu limba. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Fiindcă a tăcut Dumnezeu, ce a zis poporul? Și tu ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dacă Dumnezeu nu a zis nimica, înseamnă că e de acord. Că e ok. Mergem înainte. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri, ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Psalmul 51:16. Dacă ai fi voie jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Ce-i place lui Dumnezeu? Perfecțiunea? Nu, asta spune Dumnezeu. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit, Dumnezeule. Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâinită. O păcătuit. Dar Dumnezeu nu vrea să-i vadă pe lângă păcătoși și nesimțiți. Am păcătuit, dar nicio problemă. Mergem așa înainte. Dă-mi drumul. Nu, după ce o păcătuit, Dumnezeu vrea să vadă de la el, zice, un duh zdrobit, o inimă zdrobită și mâhnită. Matei 7:21. Ce spune Domnul Iisus? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, iau zis, Doamne, Doamne, am slujit, am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați, fără nicio lege. Trăirea spurcă toată slujirea. Lipsa de sfințenie spurcă toată slujirea. După ce Dumnezeu prezintă principiul, aplică principiul acesta la situația poporului, Dumnezeu evaluează propria lui pedeapsă pe care le-a dat-o. Auziți ce zice Dumnezeu. Și de 3 ori în pasajul acesta, de, cred că în total în cartea Hagai, de vreo 5 ori Dumnezeu spune uitați-vă cu băgare de seamă. Uitați-vă dar cu băgare de seamă. Ăsta e refrenul care se repetă. Și cred că asta este problema poporului Israel principală în cartea Hagai. Poporul avea o incapacitate spirituală. Nu putea să facă legătura dintre păcat și pedeapsa lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Faptul că dacă păcătuiau, lucrul acesta avea un efect asupra slujirii lor înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi pedepsea pentru lucrul ăsta. În 2 etape Dumnezeu evaluează. Versetul 15. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Da? Productivitate înjumătățită. Când veneau la tea să scoată 50 de măsuri, nu erau în ele decât 20. Și iară din nou, Dumnezeu foarte anticarismatic zice, v-am lovit, eu, cu rugină în greu și cu tăcină. Și cu grindină. Îl imaginați pe Dumnezeu dând grindină, tăciune, blestem. V-am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Și Dumnezeu ne arată aici scopul disciplinării. Care e scopul disciplinării? Și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De ce i-a lovit Dumnezeu? Ca să se întoarcă la el. Dumnezeu ne disciplinează, ne merge... una sau alta prost. Uneori ne dăm seama, uneori, din păcate, avem nevoie să ne spună ca poporul lui Israel, uitați-vă cu băgare de seamă, nu vezi că Dumnezeu se atinge de tine, nu vezi că Dumnezeu te disciplinează, nu vezi că Dumnezeu te trage de urechi. Dumnezeu dă mai mult, mai mult, mai mult și câteodată mergem așa ca niște catări în direcția noastră, încăpățânați. Ca ei. Ca ei. Dar scopul disciplinării lui Dumnezeu nu este ca Dumnezeu să se răzbune. Dumnezeu nu se răzbună pe noi. Dumnezeu se va răzbuna pe oamenii lumii acestea, dar pe noi nu se răzbună Dumnezeu. Că toată mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre a căzut peste Domnul Iisus Hristos.
și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Însă, jertfa Domnului Iisus Hristos nu anulează disciplinarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Dumnezeu nu ne disciplinează ca să ne poată justifica după aceea. Zice, te disciplinezi ca să scoată păcatul din tine și după aceea să te poți socoti neprihănit. Nu de asta. Noi suntem socotiți neprihăniți odată pentru totdeauna în persoana Domnului Iisus. Însă sfințirea, procesul sfințirii noastre are nevoie de nuiaua disciplinării. Suntem într-o școală dătătoare de neprihănire. Suntem într-o școală. Și la școală Dumnezeu ne mai dă cu nuiaua. Ca să ne sfințească. Ca să ne sfințească. Nu ca să ne mântuiască, să ne socotească neprihăniți. Noi suntem socotiți neprihăniți prin Hristos. Dar Dumnezeu vrea să ne facă neprihăniți nu numai în poziția noastră. Pozițional suntem neprihăniți, suntem în Hristos. Aleluia! Așa este! Dumnezeu vrea să ne facă neprihăniți și în practică. În trăire. Și pentru lucrul acesta Dumnezeu folosește nuiaua disciplinării. Disciplinarea lui Dumnezeu nu este o formă de răzbunare, ci este un mod în care Dumnezeu strigă la noi ca să ne întoarcem la El. Și ce-i ciudat? Ca prunci facem. Vorbeam cu fratele Ciprian aseară, ata îi criticăm pe prunci ăștia și bine facem. Și suntem exasperați când îi vedem. Îi repeți un lucru în special, îi repeți un lucru de un milion de ori, domnule, de un milion de ori. Îi spui, el face exact același lucru, dar cu o consecvență diabolică. Nu e niciun îngeraș, nimic. Domnule, îi spui, nu pune mâna pe lucrul. După 5 secunde și dacă l-ai pedepsit, el tot acolo se duce. Dar oare noi? Înaintea lui Dumnezeu cum suntem? Dă Dumnezeu cu jordea pe ei! Spune, vai, nu-i dă, vai, săracul prunc, vai, dat! Că... Și după 5 secunde se duce iară. Asta a fost efectul disciplinării. Spune, a, psihologia modernă, vezi, deci nu trebuie disciplinat. Așa suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Așa suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Zice, v-am dat, v-am lovit, cu de toate, peste tot v-am lovit. Tot lucrul mâinilor voastre. Unde a pus mâna? Blestemul lui Dumnezeu. Zice, și tot... Nu v-ați întors la mine. Nu suntem exact ca ei. Exact ca ei suntem. Exact ca ei. Mă uit la el și zic, ăsta sunt eu înaintea lui Dumnezeu. Și o și pretind că sunt născut din nou și am Duhul Sfânt în viața mea. Despre el știm în ce stare spirituală se află. Dar eu și am pretenția asta. De multe ori se întâmplă exact lucrul ăsta cu noi și aici vedem harul lui Dumnezeu. Trezirea spirituală în poporul Israel este un lucru pe care trebuie să-l ținem minte și să-l învățăm. Trezirea spirituală în poporul Israel nu vine în urma disciplinării pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și aia a avut un rol. Vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vine și le deschide mintea să înțeleagă tot ce s-a întâmplat. Ăia luau cu jordea, domnule, an după an, luau cu jordea. Prost le mergea, tot prost. Dar ei tot mergeau în încăpățânarea lor, în prostia lor, în păcatul lor. Nu așa a venit trezirea. Trezirea a venit când Dumnezeu i-a chemat la evaluare. Mă, uitați-vă ce se întâmplă, mă. Voi vă dați seama ce faceți acolo. Voi nu vedeți. Și Dumnezeu le deschide ochii să vadă ce s-a întâmplat, da? Dumnezeu își descrie a doua etapă a disciplinării, versetul 18. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au pretecut până în ziua de azi, până în ziua a 24-a zi a lunii, a noua, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare. Nici via, nici mochinul, nici rodul și nici măslinul n-au mai adus nimic. Refrenul ăsta. N-au mai adus nimic. Nenorocire totală. Tragedie în poporul Israel. Și este interesant, Dumnezeu îi lovește exact acolo unde îi doare. Ăștia erau agricultori de meserie. Asta era munca lor principală. Acolo își câștigau pâinea. Dumnezeu îi atinge exact în lucrurile acelea care erau esențiale pentru viața lor. Am putea să ne uităm la Dumnezeu, Doamne, dar nu ți-am milă de ei. Ei pâinea de la gura pruncilor. Păi ce să vinovați pruncii ăia, că părinții lor sunt încăpățânați și nepocăiți. Doamne, dar nu ești prea drastic să lovești tot lucrul mâinilor lor. Să lovești într-o asemenea fel productivitatea încât să spună nici via, nici mochinul, nici rodul, nici măsul, n-am mai adus nimic. Chiar în halul ăsta să muncești degeaba. Da... Pentru că învățăm din locul acesta, pentru Dumnezeu este mai importantă pocăința noastră, chiar decât existența noastră fizică. Credeți lucrul ăsta? Nu că pentru Dumnezeu e mai importantă pocăința noastră decât confortul nostru. Asta să fim 100% siguri. Că lui Dumnezeu nu-i pasă câtuși de puțin de confortul nostru cât timp trăim în păcat. Dar pentru Dumnezeu este mai importantă pocăința noastră decât existența noastră fizică. Adică Dumnezeu, dacă e necesar să te îmbolnăvească și să mori bolnavi, știu că sună foarte anticarismatic treaba asta,
Dumnezeu va face lucrul ăsta. Și vei intra în mormânt din nu știu ce boală. Da, Dumnezeu, dacă știi că te va sfinți prin lucrul ăla, va face lucrul ăsta cu tine. Ce ziceți de treaba asta? Hai să vedem, luăm un caz clasic, care îl știm foarte bine, nu? 1 Corinteni. 1 Corinteni spune Apostolul Pavel despre acel curvar din Corint. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu fiind adunați la o lată prin puterea Domnului Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei și explică ce înseamnă datul ăsta pe mâna satanei, că mulți aberează în fel și chip. A fost dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii ca Duhului să fie mântuit în ziua lui Hristos. Pentru Dumnezeu, pocăința noastră este mai importantă decât bunăstarea noastră și confortul nostru. Încheiem în această dimineață cu promisiunile pe care Dumnezeu le face. Dumnezeu încheie într-o notă foarte pozitivă, foarte pozitivă, și le face două promisiuni. O promisiune materială și una mesianică. Promisiunea materială, versetul 18 și 19. Dacă datorită păcatului, a venit pedeapsa, în urma pocăinței vine prosperitatea, nu? Păcat, pedeapsă, pocăință, prosperitate. Vechiul legământ, așa funcționa. Unora dintre noi ne-ar fi plăcut mai mult în vechiul legământ decât în noul legământ. Cel puțin după felul în care trăim, cam așa să poate înțelege. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Da? Până în ziua a 24-a a lunii a noua. Din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele, da? Nici via, nici mochin, nici rod, nici măzniu n-au mai adus nimic. Dar din ziua aceea, spune Domnul, îmi voi da binecuvântarea. Dacă au fost chemați întâi să vadă pedeapsa lui Dumnezeu, disciplinarea lui Dumnezeu, să se uite cu băgare de seamă la asta cum i-a dat Dumnezeu cu Jordia, acum erau chemați să se uite cu băgare de seamă la binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu cred că ne-ar prinde bine să ne scriem o foaie, nici nu trebuie să-mi pun o foaie pentru treaba asta, să ne luăm o foaie și să scriem o foaie ce am avut și ce avem. Acum poate unii au avut mai mult înainte și ăsta e un mod în care Dumnezeu îi duce spre pocăință, spre dependență de El, spre sfințire. Dar să scrii ce ai avut și ce ai azi. Mie mi-ar fi rușine să fac asta înaintea lui Dumnezeu. Și ce am avut cum am căsătorit, poate v-am mai zis odată. Și ce am avut cum am căsătorit, am avut două saltele nenorocite cu care dormeam cu nevastă, dar eram bucuroși și fericiți. Nu, cred că nu aveam atâtea discuții ca acum. Acum trebuie să discuți pe orice chestie. Unii să-l pui la pe părete, unii să-l așeze. Atunci n-aveai ce discuta. Era un băț pe care stătea chiuveta, bucătăria goală, n-avea nici frigider, nu făcea risipă, că tot ce cumpăra trebuia să consum atunci. Lidl aproape. Ce mai aveam? Mi-a adus cineva un scaun, care odată m-am pus pe el și s-a făcut sândări sub mine. Nici de la ala n-am mai avut probleme. Stăteam direct pe patul pe care, între timp, canapea pe care o luasem. Foarte simple lucrurile. Foarte simple. Astăzi, dacă mă uit la tabla asta pe care o am, asta face mai mult decât tot ce am avut 3 ani de zile. Și multe alte binecuvântări pe care Dumnezeu ne le-a dat. Dacă ar fi fiecare dintre noi să ne punem să evaluăm la propriu. Da, balcanice. Te zici, frate, de ce casă ai? Pe aici. Mai trebuie să fac ceva în pod. Bă, frate, uite-te ce ai aici, 10.000 de euro. Ce mai e tu pe mine cu podul? Da? Frate, dar uite aia. Da, cum știi cum e, da, e greu, e, da. Ne trebuie și nouă această poruncă și avem nevoie să o luăm în serios. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea și zice Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la treaba asta. Evaluează ce a făcut Dumnezeu în viața ta, ce ți-a dat Dumnezeu. Evaluează. Chiar evaluează financiar lucrurile astea. Evaluează cât ar valora lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ce ai fost și ce a făcut Dumnezeu din tine. Ne pune Dumnezeu să evaluăm și păcatul nostru și pedeapsa pe care ne-a dat pentru păcat, dar ne pune Dumnezeu să evaluăm și că după ce ne-am pocăit, nu după ce am devenit perfecți, că mulți eu știu un pocăit care a făcut ceva. Noi n-am predicat niciodată perfecțiunea. Vai de acela care predică perfecțiunea, că este o doctrină satanică. Noi n-am predicat perfecțiunea, ci predicăm pocăința, trăirea în pocăință. Am păcătuit, dar mă pocăiesc sincer de păcatul ăla. Și direcția, principiul vieții mele, pasiunea vieții mele este să mă las de păcatul ăla, de obiceiurile alea rele și să progresez în sfințenie, nu să le mai fac. Deci nu fac, păcătuiesc, las că săptămâna viitoare mă pocăiesc. Nu așa.
Direcția vieții mele este spre pocăință. Și evaluează felul în care Dumnezeu își dă binecuvântarea în casa ta, în viața ta, în adunarea noastră când există pocăință. Să evaluăm lucrul acesta. Și se vede binecuvântare, să știți. În orice domeniu pe care le lua, în orice sferă a vieții tale vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu, nu doar material. Din orice punct de vedere vei vedea binecuvântarea lui Dumnezeu atunci când există pocăință. E promisiunea asta materială, e o promisiune mesianică care li se face. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în aceea zi. În aceeași zi Dumnezeu le dă două mesaje. Și zice așa, vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda și spune, voi clătina cerurile și pământul. Voi clătina cerurile și pământul este o profeție interpretată în evrei ca schimbarea tuturor lucrurilor. Zice, se va clătina lucrurile astea făcute ca Dumnezeu să aducă în ființă un univers care nu se va mai distruge niciodată. Apoi, Dumnezeu promite că va distruge toate conflictele de pe pământ, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților. Nu va mai fi nimeni domnitor, numai Dumnezeu, numai Mesia. Voi nimici puterea împărățiilor neamurilor. Voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Cai și călăreții vor fi trântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altuia. Să termină războaiele. Amenințările, conflictele armate. În ziua aceea se face o promisiune cu privire la Domnul Iisus Hristos. În ziua aceea zice Domnul oștilor, pe tine Zorobabele fiului și Altier robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștilor. Acum, profeția, dacă te uiți, cu privire la Zorobabel. Cu Zorobabel nu s-a întâmplat niciodată ceva special. S-a avut vreun împărat din ăsta, pe o mare zonă din lume sau în toată lumea. La fel cum Dumnezeu îi promite lui David că fiul care se va naște din el va fi împărat în veac. Noi știm cât veac a avut Solomon. Dar promisiunile și profețiile pe care Dumnezeu le face în mod repetat în Vechiul Testament cu privire la linia genealogică a lui David sunt cu referire directă, specifică la venirea lui Mesia. Și evreii au înțeles treaba asta. Și evreii le așteptau pe Mesia. Dacă citiți în Noul Testament, aceeași gândire era și înainte de învierea Domnului Iisus, și după învierea Domnului Iisus Hristos, și chiar înainte de înălțarea Domnului Iisus Hristos. Vă dau doar unul sau două exemple. Ucenicii pe drumul Emausului. Spune Scriptura așa. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Ei au interpretat bine profețiile. Numai că n-au înțeles că în planul lui Dumnezeu sunt două etape. Este o venire a Domnului Iisus Hristos prima dată în smerenie și umilință pentru ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Și este a doua venire când Domnul Iisus Hristos va veni și va zdrobi cu un toiac de fier toate împărățiile pământului și El va fi Domn în vecii vecilor. I-au încurcat venirile astea, nu le-au înțeles, da? Cum vor fi. Sau în Faptele Apostolilor, capitolul 1, înainte de înălțarea Domnului Iisus, apostolii, când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și unii zic, vezi, ăștia tot așteptau împărăția, dar ei nu știau că nu mai va veni nicio împărăția lui Israel. Nu! Și Domnul nu zice, bă, voi n-ați înțeles că nu va mai fi nicio împărăția lui Israel? Gata, biserica de acum. Biserica e o împărăție spirituală. Nu, Domnul zice așa, nu este treaba voastră. Să știți vremurile și soracele, când se va face lucrul acesta. Deci evreii au înțeles bine lucrul acesta și într-un anume sens, ceea ce noi așteptăm astăzi de la Domnul Iisus Hristos, nu este să mai întoarcă odată ca mântuitor, ci să se întoarcă ca Mesia, ca împărat, ca monarh, ca domnitor. Să rezolve toate problemele de pe pământ, să instaureze împărăția lui veșnică, iar noi să împărățim împreună cu el. Într-un fel, așa se încheie cartea Hagai, care este o carte despre restaurarea casei Domnului, despre restaurarea simbolului acela al slavei lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se potrivește și nouă. Promisiunea cu care noi încheiem, promisiunea pe care noi avem, cei care suntem astăzi casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, care este deja construită de Dumnezeu, noi suntem o biserică spirituală, un templu viu, format din pietre vii, speranța noastră ultimă astăzi care este? Speranța noastră ultimă este tot în Mesia. Așteptarea noastră este tot ca să vină Mesia. Cum spune Petru în cartea 2 Petru, capitolul 3, așteptăm, grăbim venirea zilei Domnului în care se vor distruge toate lucrurile astea văzute, făcute, stricăcioase și Dumnezeu va face un cer nou, un pământ nou pe care vom locui neprihănirea și în care vom locui și noi împreună cu împăratul nostru, Domnul Iisus Hristos. Asta este speranța noastră. Trăirea noastră în concordanță cu voia lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu pe pământul acesta va depinde în mod primar de speranța pe care o avem, de promisiunile pe care le avem.
Vă uitați în Hagai, Dumnezeu îi mustră, dar le dă promisiuni. Îi mustră, dar le dă promisiuni. Pentru că promisiunea venirii Domnului Iisus Hristos este o ancoră a sufletelor noastre, care ne ancorează de cer, nu de pământ. Care ne ancorează de cer, nu de pământ. Dumnezeu să întărească această speranță noi și să înțelegem în încheierea studiului cărții Hagai importanța pe care o avem noi ca și casa lui Dumnezeu înaintea ochilor lui Dumnezeu. Acesta este locul manifestării slavei lui Dumnezeu. Acesta este locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Însă, conform cu ce a spus Hagai astăzi și lecția principală pe care a vrut să ne dea Dumnezeu prin Hagai și prin Duhul Sfânt, însă să știm că putem pângări absolut tot ce facem aici, prin trăirea noastră neglijentă, prin indiferența noastră, prin păcatele noastre din timpul săptămânii, de care nu ne pocăim cu sinceritate. Și stricăm exact lucrul pe care vrem să-l facem. Dumnezeu să ne dea pocăință tuturor, să prețuim casa lui Dumnezeu care suntem noi. Asta nu e casa lui Dumnezeu, noi suntem casa lui Dumnezeu, templul viu al lui Dumnezeu, să-l prețuim, să nu luăm ca ceva de apucat, dar în același timp să înțelegem că felul în care trăim influențează în mod decisiv slujirea noastră. În mod decisiv. Fie va fi o slujire spurcată, fie va fi o slujire sfințită. Și ca lucrurile să fie încheiate corect, noi suntem sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, suntem sfințiți prin locuirea, puterea și prezența Duhului Sfânt în viața noastră, dar suntem sfințiți și când venim sinceri cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Nu există sfințire fără pocăință, da? Domnul să ne dea harul acesta pocăinței. Amin.